Anafură. Pâine sfințită care se împarte creștinilor după liturghie. Bătrânii satului susțineau că atunci când un om bolnav este împărtășit și anafura plutește în linguriță deasupra vinului, este semn că el se va face sănătos, iar de cade la fund înseamnă că va muri. Anafura cea mai importantă însă este cea procurată de la biserică în Duminica Paștelui și care este cunoscută și sub denumirea de Crucea Paștei. Din ea, păstrându-se peste an și având diverse întrebuințări, astfel vânătorii pun câteva firimituri în pușcă pentru ca vânatul să tragă la ei. Acasă se gustă mai întâi din anafura obișnuită și apoi din Crucea Paștei adusă de la biserică în acea zi. Tot din anafură, din ziua de Paște, se pune și însarea pentru vite, în credința că vacile și oile vor făta mai mult pui de sex feminin. Când vitele sunt bolnave, se pun firimituri din anafură de Paște în tărâțe și li se dau să mănânce. Când se dezlănțuie vreo furtună, însoțită de grindină, se ia crucea Paștei și se iese afară din casă, după care se face semnul crucii cu ea pe deasupra grindinii deja căzute, în credință că, așa cum s-a schimbat aluatul în cuptor și a luat altă formă și culoare, tot așa se va schimba și furtuna și după cum crucea apără de toate relele, tot așa ea va apăra și casa de grindină.